Un bătrân de 82 de ani din Câmpina și-a pierdut viața astăzi în urma izbucnirii unui incendiu la locuința sa. Avea probleme cardiace și a căzut la pământ fără suflare când a ieșit în curte să strige după ajutor. S-a venit proprietarea asta la mine, doamna, că i-a luat foc și a murit soțul. Și a luat foc în casă. De la gaze, de la lemne, că ardea și cu lemne, nu pot să-mi dau seama de ce. Și dacă n-am avut, nu puteam să intru în casă de căldura care era și am chemat pompieri. I-a chemat și băieții ăștia de la Neptun. I-au venit în vreo 5 minute cât o fi durat. Și soțul doamnei a murit? A murit în curte. Cred că de gaze, de ceva, el și suferea cu inima. Cu puțin înainte de a se întâmpla tragedia, familia a primit vizita unui prieten. De dimineață am vorbit cu dânsii, că am avut noi niște treabă pe aici să rezolvăm niște probleme și când am venit de în oraș că trebuia să iau ceva, deja casa era în flăcări. Am încercat să intervenim, dar până n-a venit pompierii nu s-a putut face nimic. Și înăuntru ce ars? A ars un studio care se afla situat chiar lângă sobă. Acolo, din ce am văzut eu, așa din ce am discutat și cu cei care au venit, rezultă că gazele care erau aprinse ardeau împreună cu lemnele și la un moment dat ele s-au dus în partea asta spre conductă, spre exterior. Și atunci a făcut explozie soba și a luat foc patul. Asta este toată explicația. Detașamentul de pompieri Câmpina s-a deplasat la locul intervenției cu două autospeciale de apă și spumă și una ambulanță. Decedatul, domnul rănit, proprietarul casei și ardea într-o cameră, în speță dormitor. Domnul din cercetări reiese că a încercat să stingă focul, nu a reușit, a ieșit din casă, suferea de insuficiență cardiacă gradul 4 și a vrut să anunțe vecinii și în momentul acela a căzut. În urma incendiului nici nu se mai discută de pagubele materiale, care nu au fost foarte mari. Rămâne durerea femeii care și-a pierdut soțul. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii exacte a condițiilor în care s-a produs incendiul.